Bă, știu că am lisit cam mult în ultima perioadă, o poveste la 2-3 săptămâni s-a stricat și Jimmy, ești nebun, doar că de data asta am un motiv serios. Am rămas pe străzi. Vorba vine. Știu că pare greu de crezut, dar după aproape un an de luptă crâncenă, trebuie să recunosc că ploșnițele m-au vins. A fost o luptă dură și chiar dacă am câștigat câteva bătălii pe aici pe colea, în final a trebuit să cedez victoria. Nu vreau să intru în prea multe detalii pentru că am o întreagă poveste despre răzbunarea ploșnițelor și lupta mea crâncenă cu ele, pe care de altfel o pregătesc de aproape un an și tot așteptam să ajung la o concluzie, dar a vrut să vă dau doar așa un mic update. Și poate nici asta n-aș fi făcut pentru că, așa cum v-a zis momentan, stau pe stradă, stau pe unde pot, dar m-a sunat Nicu zilele trecute, gică. Bă, Jimmy, vezi că trebuie să cam alegem câștigătorii la concursul ăla cu Asus și tu, știi ce... Zic, da, unde dracu să-i aleg, bă, gară? Ce gară, mă? Zic, e, poveste lungă. Ideea e că n-am... A trebuit să eliberez apartamentul în care stăteam și n-am... Acum n-am birou, cas, n-am... De unde dracu să lucrez, ce ai? La care Nicu, băia de treabă, faci... Bă, păi dacă vrei, nu știu, poți să vii la mine, le facem aici, nu știu. Zic, bă, hai că vin dacă e... Ai bere? Așa că în cele ce urmează, o să vă las cu videoclipul pe care l-am făcut împreună cu Nicu, unde ne-am uitat peste animațiile trimise de voi, am dat laptopuri și alte premii de la Asus, am băut bere, am râs, ne-am distrat, sper că o să vă placă. Cât despre mine, nu trebuie să vă faceți griji, am găsit o combinație, să o jubidea cum ar spune Vijay, m-am mutat, m-am aranjat cât de cât, așa că în curând o să revin cu poveștile în forță. Prima fiind evident, bătălia epică dintre mine și cele 10.000 de ploșnițe. Cheers! Bă, hai noroc și bine v-am găsit de acasă de la Nicu Mihai Animații! Salutare, salutare toată lumea! După cum bine știți, acum 2 săptămâni au trecut. Da, cred că 2. Cam 2 săptămâni am început un concurs de desene și animații. Desenele sunt la Nicu pe canal. Iar aici vorbim doar despre partea de animații. Wow, abia aștept. Te-ai uitat prin înscrieri? Un pic așa. Și eu. Trebuie să găsim cele mai bune 2 animații pe care să le premiem cu 2 laptopuri Asus. Iar o a treia animație care va câștiga un Asus Creator Box. Și încă un Creator Box pentru cea mai votată lucrare. Adică cea aleasă de voi aici de-a spălat pe bui de treabă. Și pentru că orice muncă se plătește, dacă ai votat... Mai ai ocazia? Tu șansă să câștigi, bineînțeles. Vorba aia, nu știi niciodată de unde sare iepurile, așa că dacă ai votat, poate te alegi cu un premiu. Păi bă, Nicu, zic să ne uităm o leacă peste ele. Haide să ne uităm prin ce am primit. Și o primă animație de la Ramona Critter din Bihar. Vedem aici un pe pagite și un mare rave acolo, nu știu ce se întâmplă. Vedem că a integrat și niște text pe aici, laptop, da, laptop Mocha, da, design fine. Design fine, foarte bun pentru preț. Wow, gata tată, creează lumea ta. Mai departe, o animație de la Florin Busoioc din București. Este... Hai să vedem, se numește Animație 2. Ok, o navă care trece acolo. Și asta și... la laptop și mai vine o navă. Parchează, e aceeași navă. E aceeași navă. Da, literalmente parcare laterală. Vezi? Aș fi vrut să văd dacă totuși parchează mașina cum trebuie. Se oprește fix dacă a tăiat fix la accident. Clar. Următoarea animație de la Ana Runa Postelnicu din Ilfov. Și avem așa. Un băiat la laptop, se uită la un castel. Ok. Îmi place fundalul. Se schimbă la un castel mai mare. Ok. Și acum un castel și mai... Mamă, și un castel în ruine și... Uite, ai văzut cum era acolo steagul animat, super drăguț. Unde mi-e zui fundalul, mă, tu... Ok, ok, ok. Ce mai mult mi-a plăcut aici, cum e... Cu steagul? Cu steagul, cu steagul. Și tot fundalul, felul în care e pictat, e super fain. De la Mihaela Grăjdan din Bacău. O animație care pare făcută pe hârtie. Dar nu e pe hârtie, clar. Pare doar un pic făcută în creare colorată, așa. Bun, bate vântul, da, face acolo... Pare un castel. Ok. Aveți că le are pe laptop și apar în viața da, reală. Da, am văzut, am văzut. Le introduce în... Ok. Wow. Și-a închis laptopul și a dispărut culoarea. La subt în laptop. De la Andreea Mărgineanu din Constanța, animația cu titlu Asus The Creator. Văd acolo, văzuse un thumbnail. Se întâmplă ceva sau ai pauză? Da, nu știu. Un deget cam... Aoleu, cam ce flasc. Se întâmplă? E un cârnaț. Bun, bun, bun.
Bun, bun, mie mi-a plăcut foarte bună ideea că vine așa, știi, mouse-ul și că e totul digital și că... Nu știu care-i treaba cu degetul ăla, cam flasc, degetul ăla, așa, da, pare un pic ciudat aici, să blângă-ne așa. Nu știu, mie îmi place, e frumos. O animație de la Ionuț Alexandru Taloș din București. Okay, un om cam gălbejor, așa, și apare o... Whatever. O marmotă. Albastră. N-are sunet, a? Nu, nu are sunet. Aș face eu niște efecte. Ia, te pregătești? Haida! Haida! Nimic? Nimic. Ok. Ar fi interesant să poți să-ți faci gagica așa, știi? Te faci gagica așa, faci și apare gagica. Da. Cred că așa asta o să fie viitor cu fete anime, cu furries. Ți le faci singur, ți le apari. Ți-ar plăcea un furry? Nu. De la Teofil Chelaru din Iași, o animație intitulată Inspiration. Să vedem, deschide laptop. Deschide tableta, are și tableta. Așa. Și-a desenat ca balaurul. Balaurul. A muzgălit ceva acolo, s-a întâmplat. S-a dus dragonul. E dat defeat. E tăiat HP-ul la dragon. Bă, mie îmi place cum crește castelul, cum vine dragonul așa, se curbează, super drăguț. Bravo, bravo, bravo. O animație de la Acatincă-i Vlad. Ia să vedem ce... Mă, după thumbnail pare foarte, foarte îndrăzneț. Uh-huh. Hai să vedem ce a făcut el. Ok, ok. Mamă, dar e desenată cadru cu cadru. Zici că mă uit la Cartoon Network. Nici măcar, ceva mai vechi de Cartoon Network, Looney Tunes și de-astea. Uh-huh. Ok, și cu planta. Mamă, și vine, uite cum a venit spre cadru, super nice. Ah, și ăștia îl desenau. Ăștia practic desenau, da. Ăștia îl animau. Ok. Sunt câteva problemuțe aici cu alea, dar mie mi se pare poate chiar lăsate intenționat așa. Știi că uneori mai flicăreau chestiile în desenele vechi? Poți, dar și chiar dacă sunt erori, tot e bine. Nu, arată super pe partea de animație. Chiar e animație. De la Dominic Dinescu, On Top of the World, avem... Ce se întâmplă aici? Dar cât de mare era de mergea pe buți? Ok, și stai să uite la munte. Dar ce-am văzut aici? Nu știu la ce ne-am uitat, stai un pic. Băi, e animație. Băi, e animație. E animație. Dar de ce traversează, trece peste tot, peste lume, peste... De la Petru Teodor Abaloaiei din Neamț, avem o animație numită Animație Laptop Concurs. Hai să vedem. Foarte inspirat numele. Ok, un pic de perspectivă acolo cu brazii. Un zoom, clipește personajul. Artificii. Așa a venit anul nou. A trecut timpul. Și apare constelația sus. Bun, mi-a plăcut. Da. Special partea asta de început chiar îmi place cum întoarce capul personajul. O animație de la Lucian Andrei Ștefan din Prahova. Pare ceva bătălie. Spun că se luptă cu ceva, trebuie să se bată. Ia să vedem. Vedem din nou personajul pe pajiște. Opa, vine. Asteroizi. Bă, ăștia ceva cu extraterestri. Da, e o temă recurentă. Dacă vine un extraterestru acum... Se transformă. Super Saiyan. Eu te transformă în laptop. Super Saiyan. Se transformă în laptop. Și astea și câinele pe el. E dragon. Ah, da, e dragon. Ok. Mă, da, a făcut aici animație. E... Aha. Anime direct. Da. Ok, a capturat dragonul. Da, a capturat dragonul. Zice, mi-ai fi plăcut să văd aici dragonul, în loc să scoată doar puful ăla pe nas așa, să nu fi fost... și să aprindă flacăra. Da, să fi fost stins și să aprindă flacăra. Uh-huh. Da, foarte frumos executat. Bravos. De la Mario Ioniță din Prahova. Firework Show. Tot cu artificii. Hai să vedem. Să sară artificii. Acolo sunt artificiile. Dar nu sar, stau așa. Ba da, sar un pic așa. Se vede. Și omul dă din cap un pic așa. Și ce-mi place că omul se uită pe ecran la același lucru care e în față. E lucrarea făcută de el care s-a transpus în realitate. S-a transpus în lumea realitate, da. Gabriel Pandele din Tellerman. De acolo, de la mine. Hai să vedem, pare ceva un pic 3D așa? Sau se pare mie? Pare un pic, da. Da. Laptopul. Ok. Scop acolo. Coper un pic cam mult din cadru cu... Da, l-ai... Ce?
O animație de la Andrei Petraru din Suceava, Asus Creator Festival, animație laptop Asus VivoBook. Titlu inspirat. E o bilet de bowling? Nu. E un robot, el e un robot. E un iepure. Ia uite că ai schimbat și cadrul. Uh-huh. Tot 3D și asta. Și? Ce se întâmplă? Pare spărat. Ce put acolo? Hacking? Da. Ok. Un guru cu bitcoinii. Miau, miau, miau. Miau, 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 miau. Ia, cade asta revidu. Dacă și din ăsta este un dragon. Și ăștia sunt aici, lucrează în laborator să oprească asteroidul. Cu laserul de la Măgurele. Cred că un pic așa. Scutul anti-tank de la DVSL. Ia, piu, ia. Piu. A fost destul de anticlimatic tragerea aia. Puțin bă, lent, bă, așa. Îmi place. Și e și 3D. A, relaxare cu Asus VivoBook de la Simona Samson din Iași. O să ne rupem gâtul ăsta un pic așa. Hai să vedem. Ia. Ce se... Ce se... Cred că m-am îmbătat că să... Ce să se întâmplă? Ce... Asta a fost. Animat ceva acolo. Da. Arten Sandra din București cu animație vlog din viitor. Hai să vedem cum arată vlogurile viitor. Da. Ok. Și ce animăluțul ăla îmi place? Arată ca ăla. Da. Ăla erai tu? Da, cred. Bă, bun ăsta, bun. De la Rădulescu Cristina din București. Avem animația Asus Vivo Bucolet concurs. Pare tot așa un extraterestru. Funky, bucuț. Funky beat. Ok, ăla e părul care e flutură. Mm-hmm. Se mișcă după beat. Nu mai merge. Buffering. S-a dus. Atât a fost. Aici n-am mai avut culoare. Sau nu, e în lumea Asus, unde e aici? Se întâlnește cu zeul laptopurilor. Cred. Avem o animație, după cum spune chiar Costel Doca din Galați. Pare un cartof acolo, da? Hai să vedem. Oare? O fi? Da, o-s cartofi. Prăjesc acolo, nu, mă, nu! Oh. Nu cu bombă, mă. A racheta și-a murit cartof. Rest în rip cartof. Și aia, atât? Da, atâta. Au dat cu artificii că au murit cartofii. A murit cartoful și de acolo sărbătoare. Da. De la David Alexandru Virvara. Ok, îmi dă impresia de personajul ăla din memele cu PC Master Race, un pic așa. Cu părul ăla care vânt. Flutură așa, da. A n-are păr. Dar ce era ăla? Păi n-are păr aici, uite. Păi nu mai are păr. Ok, desenează un paint. Munți. Clar. Am înțeles, ok. Se întâmplă. Da. Și-a luat telefonul. Da. Și caută laptop. L-a găsit. Uh-huh. Specificații tot acolo. Tot bun. Și? Păi spune că vine coletul. A venit coletul, gata. Așa că uși tu în cutie. Rupe joacele, uite-l PC Master Race acolo. Japan Tail de la Adina Radu din București. Pare tot o lucrare în 3D. Hai să vedem ce a făcut aici. Japan, chiar că Japan. Peisajul ăla cu munți. Se apropie cadrul așa, okay. Frumos. Bun. Ok. Da. Mă, e similar cu ce am făcut în schiță acolo. Da, și 3D, era. Floricica dansatoarea să fie pace de la Mary Mr. Suceava. Mrs. Suceava. Mr. Punct. Ala-i! Auză! Ziua e măcuță! Până aici ai preferata mea. Bă, nu știu, a fost creativ. A fost, da. Clar. Și muzica un point. Să fie pace. Să fie pace, evident. Vulturul păcii acolo pe cer. Bun, foarte bun. Schelet cu laptop de la Ilie Cristian Vasiliu, Brașov. Pare un scenariu de groază, așa. Mhm. Mă așteptam să vină un lup să. Mă așteptam la mai mult un pic și eu. Da. O zi de relaxare cu bobiță de la Ana Maria Popa. Hai să vedem cum arată o zi de relaxare cu bobiță. E bobiță din poveștile. Se scrie luna acolo lângă soare peste schița mea. Stai. Bă,
Nu știu la ce te așteptai tu, dacă se numește o zi de relaxare cu bobiță, uite-l cum se relaxează cu bobiță, adică a livrat ce a promis. De la Bulboacă Ciprian din Iași, imaginație versus realitate. Știu, fundalul ăla îmi dă un pic la retină, dar e ok. Foarte multe detalii în iarbă. Anime direct? Da, clar, anime. Ok, ok, ok. S-a ambiționat acolo cu animația pe frunza aia. Mm-hmm. Ok. Și avem un JPEG în loc de castel. E bine până aici. Ok, avem un furry, că tot vorbeam de furry, vezi? Măi, e destul de multă animație aici. Chiar, chiar a animat destul de mult. E un pic, da. Da, da. Și el visa, el visa că știe să deseneze, dar s-a trezit și nu știa de fapt. Da, da, foarte interesant stilul ăsta. Un minut, așa. Un minut nu. Da, nu uite aici de acolo. Destul de lungă. Uh-huh. De la Alexandra Amuntecei din Cluj. What aliens do all day. Hai să vedem, tot cu extraterestri și ăștia la animație. Acum vedem ce fac ei de fapt în navă când vin să răpească vaci. Aflăm. Uite, e cu nava și în joc. Ăla e Fortnite, cred. Pare un pic de Fortnite. Da, se joacă un pic de furnută. A, na, ce să faci toată ziua? Păi... Mai un Fortnite, mai o răpire de vacă, da, mai... Da, clar. Ok, tot în 3D, tot așa e... Pe Marte, probabil. Crezi? Îmi pare așa. Da, văd o piramidă acolo. Și acolo, ce se întâmplă? Scurt circuit. A venit nava de pe pământ cu vaca. Cu vaca, da, să studieze. Deci, în concluzie e că extraterestri toată ziua răpezi vaci. Da, clar. Adrian Voicu din București cu animație Asus XP la munte. Nu știu dacă la munte a făcut el sau la munte animația, dar... Nu știu, ceva e la munte, în orice caz. Văd acolo un Windows XP logo screen pe ecran. Hai să vedem ce a făcut. Soarele? Uite, și pasărea aia zboară pe acolo. Mm-hmm. Drăguț, ok, ok. Sunetul? L-auzi? Are și un pic de sunet. Așa un... Ah! Speram să audă sunetul de la Windows XP. Nu s-a auzit, nu. Te place când pornește că are de la de Windows 7, nu de XP. E bun. N-a găsit data s-a putut. De la Victoria Sandu din Vaslui. O animație cu titlul Scope, făcută în flip-a-clip. Până aici am început bine. Stai, ce se întâmplă? Nu știu, stai un pic. Ce se întâmplă? A luat telefonul tank. E chitara, okay. Și bagul. A cântat, gata? Da, s-a terminat. Mâncăm sandwich-ul la pachet. Ok. A, și eu s-a colorat. Că a mâncat burgerul și s-a colorat. Dar l-a mâncat, a luat binoclu. A, era binoclu ăla. Așa cred. Da, uite, e și umbră, îmi place că e și umbră acolo pe munte și se colorează drăguț, dar nu înțeleg neapărat treaba cu scopul, știi? Că nu văd care e scopul la propriu, știi? De la Edi Pahonie din Doriș. Animație laptop Asus. Mamă, pare interesant. Da? Crezi? Da, hai să vedem. Sunt convins. Pot dea laptopul tău? Nu. Scos-o. Era cu cuțitul să-l omoare. Da, ok. Ok. Pot da laptopul? Nu. Și astea au fost. Astea au fost. Nu, și ca astea au fost animațiile. Așa că acum trebuie să alegem câștigătorii. Trebuie să dăm cele două laptopuri plus 3 Asus Creator Box. O să începem cu premiul de bulan, adică pentru cei care n-au desenat, dar au votat. Așa că avem de ales dintre toți cei care au votat, adică 27.873 de votanți. O să deschidem un random org și sunteți gata să aflăm cine a câștigat un Asus Creator Box. La noroc, care n-au desenat, care n-au făcut nimic, doar au dat un vot acolo. Așadar, câștigătorul primului Asus Creator Box este 3, 2, 1 și... Click! Numărul 23.338. Cine-i 23.338? Nu mai văd, stai mai sus, mai sus. Nu mai știu, nu mai văd. Ha, bă, Nicu, bă. Stai, mă. 23.338, asta-i. Câștigătorul premiului de cine a dat mai bine clicul este Macau Teodor.
Așadar, felicitări, Teodor! Ai câștigat un Asus Creator Box, o să fii contactat de băieții de la Asus. Te rezolvei de acolo. Curând. Zile următoare, săptămâna viitoare, nu știu. Felicitări, Macau, felicitări multe, Teodor. Multe, că ai dat un click acolo și că ai votat. Da, bravo. Mulțumim pentru contribuția în concurs. Mulțumim, să fii sănătos. Următorul premiu este pentru cea mai votată animație, adică cel pe care l-ați ales voi ca fiind câștigătorul unui alt Asus Creator Box. Aștia de la Asus nu ne dau și nouă câte una cu cibula. Zinicu, cum e cu... Mă, din ce am înțeles eu a fost o mică problemuță cu voturile, nu? Nu? Că s-ar putea unii dintre ei, da, să fi încercat cu vot. Știi, cu jumidele, cu astea. Normal, să-și dea ei mai multe voturi. Și... Așa că au fost filtrate voturile de tip spam. Așadar... Premiul de popularitate, cum este denumit, a fost câștigat de Petru Teodor Abaloae din Neamț. Pe care aș vrea să-l revedem, ca să știm despre cine vorbim. E vorba de animația asta drăguță, în care se dă zoom pe ecran. Constelația. Asus. Da, e la Constelația, e chiar drăguț. Felicitări, Petru, ai pus mâna pe un... Bravo! Nu știu ce e cutie, dar e ceva acolo. O să primești ceva. Clar, clar. Și acum să trecem la partea grea. Locurile 3, 2 și 1. Locul 3, cel care a câștigat un alt Asus Creator Box, este Lucian Andrei Ștefan din Prahova. Cu bătălia cu dragonul. Da, clar. Mie îmi place mult. Are o poveste acolo cu un dragon. Da, e poveste, e foarte interesant. Felicitări, Lucian Andrei. Felicitări, Lucian. Bine! Și acum să trecem la lucruri cu adevărat serioase. Cele două laptopuri Asus VivoBook. Locul 2, cu laptopul Asus VivoBook 14X și încă ceva acolo. De cifre după. Da. A fost câștigat de... Ana Runa Postelnicu din Ilfov. Yeah. Hai să revedem animația de pe locul numărul 2. Mi-a plăcut foarte mult fundalul. Mi-au plăcut toate fundalurile. Personal, mi-a plăcut foarte mult personajul, cum e animat. Foarte inspirat, foarte interesant. Bravo, Ana! Bravo, Ana. Iar acum, marele premiu. Un VivoBook 16X Pro. Și încă ceva. Și încă ceva, probabil. A fost câștigat de Acatincă-i Vlad din Constanța. Cu animația Wolfie, animație care ne-a plăcut foarte mult amândurora și care de departe e cea mai animație din întreg concurs. Cu siguranță. Cu siguranță. Chiar și cu micile greșeli pe care le are, arată excepțional, animat cadru cu cadru. Uite, eu n-aș avea răbdare să fac treburi de-astea. Și nu e scurtă. Cât are aproape un minut. Nu, chiar un minut, dar e destul. 25 de secunde, ok. Ok, jumătate. A, 25 un de sfert, secunde. Un sfert, dacă jumătate vin... Minutare 60-200. Da, nu ești eu care ziceam că eu nu zbul la matematică. A, ven la Nicu. Ah. Revenim la câștigătorul nostru de astăzi. Felicitări multe. Felicitări. Aplauze foarte multe pentru toată lumea înscrisă în concurs. Vrem să știm dacă voi considerați că am ales bine. Așa că puteți să intrați pe asusfestival.ro, unde puteți revedea toate animațiile înscrise în concurs. Și nu doar animațiile, cât și desenele de la partea de desen, pe care le puteți vedea jurizate de noi pe canalul lui Nicu Mihai. Vă aștept acolo, vă abonați și la mine. No, și ăsta a fost concursul nostru de astăzi. Mulțumim celor care s-au înscris, celor care au votat, celor care v-ați uitat și cam asta a fost. Cheers! Cheers!